Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Bineînțeles, aici cu mafia Curcubeu pe zonă avem deja mai mulți membri oficiali. Din partea până în partea avem membri oficiali și aici avem membri care urmează să fie recrutați, după cum îi vedeți. Astăzi, îți dai să mă, ca de obicei, începem ziua cu un mare jaf. Băieți. Da. O să începem această zi cu mare jaf, evident. După jaf, toată lumea o să primească bani. Și o să, toată lumea o să se ducă să-și facă mașina MOV și să-și cumpere mașina dacă n-are și să o aducă aici în curte să o parcheze așa frumos. Vreau să văd toate mașinile, dar asta se întâmplă după jaf. De unde mi-au și eu un pistol? Ce-ți faci cu pistolul? Domn Bebe. Pe mi-a strășit niște bănuți. Mi-am luat țeapă de la unul cu un pistol de 50.000, mi-a dat pistolul la fără gloanțe. Păi dacă am așa e fără gloanțe. Mi-a dat acest pistol, dar mi-l-a dat fără gloanțe pe 50.000. Ăla e pe pistol. Da, pe. Și e cam atâta prețul fără gloanțe. Eu zic că mi-l dă cu 100 de gloanțe. Ăla e din ăla full auto, nu? Da. E de asta eu. Băieți, fiți atenți. O să plecați din partea asta de unde sunt eu acum. Da. Îți scoți mașina și o duci la poartă în față de tot. Următorul, scoți mașina, o duci la poartă de tot. Dacă n-ai mașină, te duci la poartă și aștepți acolo și te sui cu ceilalți. Haideți, începeți ușor să vă luați mașinile. Haideți. Eu n-am. Tu ești primul, dacă. Cine n-are mașină, la poartă. Îți scoți mașina, te duci la poartă cu ea. Liniște, te rog. Rând, băieți, cine n-are mașină se duce la poartă și stă până vin colegii lui cu mașină și se sui la ei mașină. În restul vă duceți ușor pe rând, vă scoateți mașina. Nu mai spuneți că n-aveți mașină, că tocmai v-am zis de 3 ori până acum ce să faceți cei care nu aveți mașină. Domnul Bebe! Da? Eu sunt nou în mafia. Cum te cheamă pe tine? Mă cheamă Carlos. Cum? Carlos. Da. Mamă, ce nume de mafiot celebru. Domnul Bebe. Vrei să faci acest nume cunoscut la noi în oraș? Aș vrea. Carlos, care a născut un copil. Domnul Bebe. Da. Da, mă. Am plecat. Că domnul Bebe, da, am plecat. Hai, du-te, ia-ți mașina, Carluse. Eu nu am mașină. La poartă atunci. Domnul Bebe, m-am prezentat ieri ca baciu și vreau să vă spun că aceea este o poreclă, am uitat să vă menționez. Dar nu este nicio problemă. Am vrut să vă spun, ca să știți. Să ne ducem. Mă duc să ne luăm. Luați-vă mașinile. Cine n-are mașina, la poartă. Urcați-vă cu ceilalți. Vezi că se dă acolo. Ulo, băieți. Deja. E deja cineva acolo, a? Da. Așa pățesc mereu, mă. A început deja nebunie. Facem colaborare cu ei. Hai că facem. Da, mă, de asemenea, ziar, dar era pe highway, parcă. Asta? Pe highway? Da. Atunci e bine. E bine atunci. Doamne ajută. Unde e întors și dau un pumn în cap? Ia uite, mă, te-ai schimbat, Cătălina? Da. Mi-am găsit o rochiță așa pe culoare, îți place? Excelentă. Perfect. Băieți, luați-vă și voi mașinile. Dar voi rămâneți în curte, că ieșim gen cu toții de aici. Băieți, sper să vă placă episodul acesta. Vă invit și pe voi pe serverul Doom România. Dacă vreți să ne jucăm împreună, să facem live-uri, episoade... Ăsta e momentul în care eu mă joc cu tine, cel care te uiți la mine și vrei să facem roleplay împreună. I-am luat pe băieți, ați văzut, mergem, dăm jafuri împreună, facem roleplay-uri din astea populare, pentru că nu poți să faci roleplay-uri foarte mici, înțelegeți că n-am. Suntem foarte mulți, trebuie să dăm jafuri, chestii genul. După care o să-i pun pe toți să-și vopsească mașinile și probabil că vom merge zilele astea și pe insulă să facem bani, o să le arăt unele chestii, na. Care ești, mă? Eu. Băi, nu, dar ce mașină ai, trebuie să ție. Stai Nissan-ul ăla, așa-i?
Da, da, da. GTA. Și am primit o gratis. Frumos. De la cine? De la un băiat. Ai de la un băiat, era fost în Camora. A zis că părăsește orașul și mi-a dat 1000. De treabă. Hai mă, mută mașina. Care îmi scrie aici pe ăsta, mă? Îmi scrie maică mea. Mov! Ai verde! O scoate mașina sau mergem cu ata? Ia-mă, hai să mergem cu ata. E rapid aia. Cu care? Cu Ferrari sau... Ce vrei să mă duci cu E60-ul? Păi da. Mai bună alegere. Stai două secunde să beau și eu ceva repede. Băieți, o să ne pregătim de mare jaf. Aoleu, nici nu cred că am armă la mine. Serio? Am un pistol, e de ajuns. Plecăm, nu? Sau da, ești? Da, ei vin după noi. O să vorbesc eu cu ceilalți, ești ușor. Băieți, voi rămâneți pe loc până trece toată lumea, după aia plecați. Rămâneți pe loc până trece toată coloana care am ieșit din curte. Rămâneți pe loc până trece toată coloana și după aia veniți și voi. Trebuie să merge așa ușor, că se prinde. Doamne! Care țipă așa? Ai auzit? Da, da. La mine aici. Ah. Am crezut că e Georgica gen și e supărat cumva pe aici. Sunt direct la bancă? Eu așa zic. Ai tu ce trebuie? Așa cred. Încerc să merg de încetul pot cu asta, că știi că e. Fleca... Cred că am ce-mi trebuie, sper. Așa. Am uitat să le zic să-și parcheze mașinile cu spatele, o să fie iar haos. Să sperăm că nu, că poate să mă duci și de acum. Conduci tu când ne urmărește poliția? O, mi-e indiferent, cum vrei. Dacă vrei, de asta zic. Dacă ai încredere. Am încredere nici în mine. Am înțeles, asta. Data trecută cu jandarmul ăla, eu m-am dat jos cu telefonul în mână. E cam o să-i fac vreo poză ceva. Băi, și eu la fel nu știu ce am avut, deci n-am avut nimica. Și tot dădeam să scop pistolul, dar nu ieșea de telefon, cred. Atât de greu este să mergi și încetul cu mașina asta. Păi dacă tot trebuie să accelerezi, să-i dai drumul, accelerezi, îi dai drumul. Mamă, cât suntem băieți, uitați-vă aici. Mamă, deci se fac doar semaforele verde când treci. Trebuie să dai puțin mai repede acum și să parchezi tu prima acolo. Că după aia nu mai ai unde să mai parchezi. Când încep băieții să intre. E perfect aici. Ia uite cum dărâm orașul în două. Hai că a ajuns bine. Ai plăcut cu mine, băieți? Ușor, ușor, nu parcai. Unde vrei tu, dar nu aici am gură. Uite și ăsta cu panorama lui. Băi, Cătălino! Da? Nu-mi faci mie rost de niște glonțe. N-am. Ia uite-mă că am... Am încărcătorul full la asta. Ia uite că am șoarmă. Alo, mă, păi da, măștile aveți la pe voi? Cine? Puneți măștile. Băi, toată lumea înăuntru? Nu intrăm
Că a stat cu mai mult blom sau? Toată lumea înăuntru și vă luați poziții fixe, haideți. Ce foame mi-e, băieți. Iar n-avem un static, dacă n-avem un static, intră poliția peste noi. Hai că mă duc să caut eu unul static. Mamă, ce m-am speriat de ăsta. Stai așa că o să-mi treacă vreunul pe aici pe poziție. Nu mă, nu punem un static de-al nostru. Du-te și tu, Nox, uite-te, te rog. L-am trimis și pe Tudor. Avem nevoie de un static neapărat. Intră în bancă, o să mă duc eu static. Nu, măi, n-auzi, treci în bancă acolo. Stai așa că mie mi se blochează ochii, stai așa. Stai așa că mi se blochează ochii. Ți se blochează ochii, domnule? Da, mi se blochează ochii, văd în poze. De la televizor, cred. Nu știu ce să spun. Nu știi melodia cu rău mă dor, ochii mă dor. Mă uit la televizor. Vă place de mine, domnul Bebe? Băi, îmi place tine, dar intră înăuntru, nu mai stai aici. Și tu, șapcă neagră. Domnul Bebe? Ei. Se aude un... se aude un rachetă sau... Da! Ce vrei, mă? Băi, treci, mă, înăuntru, mă. Și mie o armă. Care ești pe afară? Care ești tu? Bogdan, tu ești? Da. Treci înăuntru acolo. Nu avem un static, asta-i. Păi am trimis deja pe cea, m-am ocupat de asta. Băi, treci tu înăuntru odată. Că nu te împușc în cap aici, treci înăuntru. Treci! Treci mă înăuntru, mă, că te împușc, n-auzi? Mi s-a blocat. Stai un pic. Du-te înăuntru. Bă, nu te enerva, potolește-te. Pardon. Hai, luați-vă poziții pe aici fix. Mi s-a blocat. Nu ți s-a blocat nimic, ta jingură. Du-te. Du-te, bă, că eram. Uite, aici începem jaful silențios. Bă, eu eram aici, mă, du-te. Dacă n-ai armă. Băi, uite, liniște. Bebe, aici liniște. Lasă, nu mai îmi spune mie unde începem. Avem mașinile pregătite. Stai să o mut eu pe asta, închis-o, n-a închis. Stai să o mut eu mai așa puțin. Mamă, ce mă disperă că sunt astea. Știți când pleci de aici acum se răstoarnă din cauza de la astea? Așteptăm pe careva, băi, să ne aducă și nu un... Deci a venit Georgica. Răpăd a făcut. De ce? A venit cu vreo mașină? Uite, ce mă cu fiată. Cu ce a venit? Cu Supra? Da. Doamne, mă lași pe mine pe capăt puțin. Eu nu pot să-i zic nimic. Că... Am obosit. E de-al nostru, e de-al nostru. E Tudor. Tudor, ai găsit mă ceva? Nu! Mai caută! Mai caută! Nu găsesc niciunul, nu știu unde toți. Mai caută, dar vezi să nu iei de pe zonele astea publice să te vadă careva pe cameră. Așa că vine Nox. Da, domne, că ai adus pe cineva, Nox. Zi, Nox, că ai adus pe cineva. A adus pe Iisus. Ia coboară, mă, Iisus. Coboară. Dă-te jos. Aia zic. Uite-le. Nu am găsit pe Iisus. Foarte ascultător. Domnule Iisus Hristos, vă frumos să vă puneți în genunchi aici. Și să vă spuneți rugăciunea. Săracu, abia ce s-a renăscut. Și el deja e așa. Georgica? Tu și cât m-am chinuit să le spun oamenilor să-și parcheze mașinile bine? Deci ceară că vreau oricum fug direct. Păi fug da, dar tu când ai venit acolo, ai întors vreo 3 mașini, sunt întoarse. Nu, 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 eu de la oraș nu m-am băgat în nimic. Iartă-mă pe mine. Păi nu-i vina mea că... Domnul Iisus Hristos, autoputernicul și creatorul tuturor creațiilor, creatoare de creații, creatoare, vă frumos să vă puneți în genunchi. Tu la al doilea creator m-ai dat peste cap. Așteptăm și pune pe Tudor.
Am mai uit eu să mai vin oameni să-ți iau? Sau? Nu, nu mai vine nimeni. Nu e greu. Ok. Cine asta? Bă, care ești, mă? Stai așa, poate unul de-a nostru. Domnul Bebe? Stai așa, Zuleu. Domnul Bebe, mai dacă poate să fie un băiat? Să vină repede până nu începem. Ok, ok. Așa e. Sus. Dacă vrei să vă stau și eu ca o static. Băi, nu stăm noi o static, mă, că noi... Crezi că noi suntem bombalău de Andrix? E de-a nostru, e de-a nostru. Stai așa, dă-te un pic, dă-te, dă-te. Pune-te, mă, cum am zis eu. Aici luăm o static pur sânge din afara orașului. Așa. Uite. Poate te împușcă cineva. Ei, ce să mă împuște? Nu știi că am făcut astea, uite-mă. Am înțeles. Ai făcut armata? Păi n-a fost 6 luni armata. Unde crezi că l-am cunoscut pe Ricardo? Adevărat aici, bravo. Bă, poate mai trece tutor să-i fac semn să vină. Băi, să-l pun pe frate sau să-l sune. Alexe, sună-l pe frate, da. Tot zici să vină aici. Cu o static sau fără să vină aici. Băieți, avem un static, e tot ceea ce contează pentru noi. E tot ceea ce contează pentru noi acest static, băieți. This is Mirna și Tămâie. Săracu, cred că nu știu. This is Mirna și Tămâie, dacă nu stai în genunchi să vezi ce te crăp. Da-ți cu crucea. Da, așa că l-ajut eu. Măcar să stai așa, băi, dacă nu știi. Înger, îngerașul meu, dacă nu stai în genunchi te sparg. Bă, nu mai zic. Care, mă? Bă, oricum îi zici, nu știe. Domne, zi-am cu orașul. Uite-te-le că la... Băi, Nox, ți-o fură cineva da, da. Mașina. Păi, dar nu am eu GPS pe ea. Eu zic să te duci să o aduci. Treci în față dacă ai grad oficial. Absolut nimeni, nimeni. Dar nici avem. Domnul Bebe mi-a spus, mamă, băiatul ăla că e la casa mafiei, vine repede și că băi, mai tare. Ridică mâinile sus, îmi vii aici în mijloc și stai cu mâinile sus în permanență ridicate, da? Mâinile sus! Sus mâinile! Mă, poate el nu ne aude, mă, poate nu ne aude, mă. Ne aude, ne aude. Dacă ne auzi, mergi puțin în față, un pas în față dacă ne auzi. Băi, aia zic, aia zic, bravo, bravo. Ești... Măcar atât, măcar. Auzi puțin mai târziu, dar e bine. Așa. Rămâi cu mâinile sus în permanent, dacă ai lăsat mâinile jos, te vor împușca băieții. A venit cineva? A venit Nox, cred. Haideți să ne apucăm de jaf. Hai, vin eu cu tine, bebe, nu? Acum. Păi avem nevoie de 5, cât suntem aici? Cătălina... Da, să vină și Nox, da, să vină și Nox. Băi, tu du-te acolo la ușă și ține zidul. Da, așa, cu chemeu. Bă, Nox! Salut, băieți. Nu e Nox, nu prea îl văd. Salut. Stai că s-a dus să-și aducă și salut, mașina. Bebe. Salut, domnul, salut. Benzineria de 916 își face inaugurarea astăzi oferind la șoferi salarii atractive. Am venit și eu. Nu? Mă, dacă vrei tu. Vrea. Eu vreau. Yeah, boy. Domnul ăla, tu ai luat paramataciol? Ce paramataciol? Paramataciol. Bogdan, tu stai acolo la ușă și te ocupi de băieți, da? Da, da. Bebe. Hei. Bă, ți-e drag să mă strigi? Am pistol. De ce? Hai, Nox! Hai, Noxule! Hai, Nox! Ce faci? Zic că stăm după el. Hai că stăm după tine. M-am închis în nas. Băi, ți chiar o speria vestul. Băi, Noxule! Hai că eu încerc aici să mă apuc de treabă. Păi dă și mie dacă vrei. Tu acolo spargi ușa, pa. Păi dă și mie, bă, bebe, dacă... Doar noi patru care suntem aici, Alex, Tudor, Cătălina și cu mine. Și să vină și Nox acolo jos, că el vine până atunci. Tudor, dacă vine poliția, le spui să mă aștepte.
Îmi place să dau pe aici, pe la Silence, că nu aude, aude poliția foarte târziu. Ia dă-te o leacă mai dreapta, stau și aici. Liniște, băi, băieți, faceți liniște. Știți ce mă gândesc? Mă gândesc că dacă... Să-mi spuneți când apare păziar că umblăm aici. Da, da. Știți ce mă gândesc? A apărut. Aolo, a apărut? Da, 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 da. Aolo. Wow. Hai, Noxule! Așa se deschide? Da, da. Toci! Eu să stați așa, stați așa. Să nu vă apucați de ele până nu... Așa, Nox. Da, da, da. Uite-o! Stai să deschizi și usa asta și după aia vă apucați. Ok, mă bag eu la gol. Mă bag la ceas. Trebuie să-mi dați bani imediat după ce îi luați, okay. Când ajungem la ușă, îmi dați alea, da? Da, da. Că trebuie să îi dau lunox, de fapt, să le... Tragi în cameră, omul. Dă-mi ea, să nu spun tot. Hai, intrați, intrați. Păi, se uită pe cameră și ne vede. Uh-huh. Nu știu că mai caut eu cameră. Făcuți cu hai, stăpă. Păi, atrască, atrască. Mamă, ce... Mamă, dar ce pasiune am pe mine. Băi, liniște! Auzi, bebe? Da. Eu trage, pot să spăl un milion și ceva acum. E ok. Deci, e loc. Băgați bine acolo în geantă, ce mă disper anunțul ăsta, frate. Hai, mă dispar să fac și eu o poză, mă, frate. Nu dispare, bă, anunțul să fac și eu o poză. Liniște acolo sus! Dar cum se aude? Eu le-am luat, da. A venit poliția. Care se pune acolo la ușă? Haideți, haideți. A venit poliția oare? Băieți, la ultimul jaf a ieșit foarte bine, dar la... Am avut un jaf, nu mai știu, când am făcut pe live. Și am avut un parte de un polițist bă, care a făcut puțin de power de nebunii. Și na, n-a ieșit foarte bine. Bă, ieși afară de aici, ce cauți aici? Bă, cine l-a lăsat pe ăsta aici, mă? Minele sus. Nu l-a lăsat pe ăsta direct. De ce acolo în fața ușii? Puneți-l în fața ușii, în genunchi sau... Ia stați așa, sora. Da, mă, zi. Hai că mă pun acolo, știi? Cătălina, suie-te în mașină, Cătălina. A, era jos acolo, da, dar n-am știut. Dați de veste la lume că plecăm, toată lumea afară, hai să plecăm. Că n-a venit poliția. Plecăm acum! Direct acasă, dai. Forță! Cine v-a început să tragă? Nu știu, important e noi să scăpăm și restul ei. Am pus pe GPS. Dacă tot am... n-a venit poliția, e mai repede pentru noi. Băieți, dacă tot n-a venit poliția, am terminat puțin mai repede jaful. Safe-ul se închide. Uite, am furat 256 de mii. Să ne schimbăm? Da. Că dacă vin pe acasă să... și știu ce idee e. Păi da, dar noi ne schimbăm, dar restul... No. Cum e mașina asta? Merge? Merge super! Facem și din asta și aștept schivele astea. Ia zi, mamă, cum a văzut? Băi, voi mașina acolo, nu aici. Dacă le pun toți aici, nu mai ne înțelegem nimica. Hai că a fost, ne-am descurcat repede, țaca, paca. Nici nu avem poliția. Punct, dar a fost bine că nu a venit poliția.
Păi da, că ieșea cu nebunil, știi? Cel mai ușor jaf. Cel mai ușor jaf ever, a, băieți, a fost bine. Și cel mai rapid, cred că, din istorie. Cel mai rapid jaf, adevărat. Suntem în cartea recordurilor. Ia ce vin, băieții. Adevărat așa. Nu și noi niște bani? Păi da, normal, îi împărțim, dar trebuie să-i spele Nox. El se ocupă de spălat. Poate pe mine, nu să se dăm lui banii. Poliția deja s-a obișnuit că e bombăcim de fiecare dată și s-au gândit să mai bine. Seamă Shakiru pe mine. Las că mai bine. Hai, treceți în linie acolo. Băieți, în linie, toată lumea în linie. Băieți, în linie, haideți în linie, băieții. Nox, ce pe am mișcat pe Nox. 2, 1, 9, 9, 3. Bă, dar care a spus că vinde pistol? Nimeni, taie în linia acolo. Ia, te spun. Mă, stai că loc să dau. Nu știați de la mine. Acum. Aolea. Eu am avut un Audi alt, cine l-a luat, rupt. Mă, bă, la vine. Ți-a și pe șoază, de numai să vină. Tot, tot ce am la mine. Da, ați auzit vreo poliție, ceva n-ați auzit? Na, nici un pic. N-a venit poliția. Gata, Nox. Am avut bulan. N-a venit. Hai că mă duc repede și-i spăl. Revin, da? Tu te-ai deja obișnuit că n-au cum să ne prindă. Da. Auzi un bebe? Da. Mă duc să-i spăl. Păi gata, dacă sunt... Dacă da, ți-au s-a dat toată lumea... Da. Însă cam cât sunt? 842.000. 842.000. Să-i băgăm, o să-i numărăm, îi băgăm în casă și împărțim la toți în mod egal. Bine, bine. Îi spăl pe toți, da? Da, da. Și liniște, băi, liniște dacă vrei să primiți bani, dacă nu mai primiți nimic. Ok, acolo am întrebare. Sunt 800.000 de dolari. Cred că o să luați și mai mulți bani pe care i-ați luat vreodată, ok? Doar faceți liniște și stați cu minți. Din bani, după, fiți atenți, după ce primiți banii, toată lumea se duce să-și cumpere o mașină și o face MOV. Și vine cu ea în curte aici și o parchează frumos, pentru că facem așa un fel de car meeting între noi. Da, da, da. Ok. Păi fiecare cât primește corestate. Păi o să împărțim la toți, nu știu, ne numărăm la sfârșit și împărțim 800 la cât suntem. Aveți un pistol de vânzare? N-am. De corestate mai recrutați membrii? Dar normal că mai recrutez. Ok. O să mă prezint și eu, bebe. Dacă nu mai aveam nevoie de oameni, nu vă mai chemam aici. Da, da, da. Pe mine? Ok, ok. Cum puteți da gloanțe la pistolul ăsta, vă rog frumos, vă încărzece. Bebe, poți mă prezint și eu ție. Vrei să te prezinți? Da. N-am gloanțe, domnule, ia vină cu care vrei să te prezinți? Eu. Așa, vreau spune. Mă cheamă Shakiru, am 27 de ani și vreau să fac parte din mafia Corcoveu. Păi și ce te face pe tine, nu știu cum să zic, ce te face pe tine, adică de ce crezi tu că ești mai bun decât ceilalți? Sunt ascultător, tac ca mereu, știu să trag, știu să merg cu mașina. Bravo, ai învățat exact ce trebuia. Și sunt credeam, de credeam că ai venit aici că n-ai bani. M-a făcut ăla de ei. O și o să mă prezint? Da, sigur, spune. Mă cheamă George Periculosu, am 32 de ani și aș vrea să intru în această mafie. Și pe tine ce, cine te recomandă? Eu le recomand. eu o să cum mâine să o eu nu le recomand. Eu le recomand. Nu-l băgați, domne, că nu știi să facă nimic asta. Eu știu să trag, le dau numai în cap. Ia, scoate pistolul, scoate pistolul. N-am, că nu vrea să-mi vândă nimeni. Prezinte-mă acolo și pe mine. Nu vrea să-mi dea nimeni. Păi dacă l-ați imaginează că n-are pistol. Cum? Am bani, dar nu... Hai, treceți în linie, ne mișcați, că vine Nox imediat aici să vă dea banii, hai. Este. Ia numărei, numărei, numărei Tudore pe toți. Putem 21, 21. Unde afară? Aici, așa făceam. Aici ai împărțit, nu mai intră nimeni în casă, că și ieri le-am dat. Cel mai 21, bebe Moise. Tudorei! Mă bazam și eu pe un băie și... Sunt 22. De gagici. Domnul Bebe, deja Alina l-au intrat în mafie. Și sunt 10 de ei noștri. Cam 38.000 de fii. Alina l-a murit, nu știu cine e Alin. Suntem 23. Oricine părăsește organizația fără voia mea, este un om mort. Am înțeles.
Ieri s-a dus în Banat pentru două zile, domnul. Cine? Alin, ăla. Nox, cât sunt în total? Băi, Tudor, e numer, mă? Da, mă, da. Păi hai, că mă rog de tine. Ceva, face și voi ceilalți o linie, care vrea bani să facă o linie așa frumos. 12, 13, 14. Scoate, Georgica, ce vrei, mă? 25. Ce scoște? Când ai timp să-mi mispe pe ele. Păi de unde iei tu pe ea? Păi de la alte jafuri. Care alte jafuri? Cu toți cu ăștia de aici. Care l-am mai dat? Cu cine? Cu tine. Trebuia să-mi dai mie. Cum să ți-i spăl ție dacă trebuie să-i împărțim cu mafia, nebun? Să iei opriție. Păi nu acum, eu nu ne-am dat de acum. Păi tot timpul am strâns banii. Ai auzit, bebe? Da. 37 cu ăștia toți de aici și cu ăștia de aici. 37, a? Da. Hai să facem un calcul, băieți. Aici 25 și acolo. Hai să facem un calcul, băieți, destul de simplu. Avem așa, 40 de oameni. De fapt, nu așa, facem... Nu zic că ne ajung. ...de mii. Împărțit la 40. 5.000 de fiecare. Dai câte 20 de mii la fiecare. Mamă! Ce, mă? Aoleu, cât? 20 de mii? Da, 20 de mii la fiecare. Toată lumea să stea nemișcat, fiți atenți, după ce primiți banii, v-ați suit în mașină și ați plecat la showroom să vă luați altă mașină și să o vopsiți mov. Ok. Încep de aici. Okay. Du-te, Tudor. Tudor, du-te, stai acolo să-l ajuți cu banii, gen, să... It's ok. A fost cel mai rapid jaf, suntem bine, suntem și mai puține persoane, s-au strâns și foarte mulți bani, bine, de obicei mai erau oameni care nu dădeau banii. Mai târziu, mai dăm încă un... Erau oameni care nu dădeau banii de obicei și strângeam mai puțin, de aia nu puteam să vă dau. Dar acum au dat toți banii înapoi, s-au strâns 800 de mii. Până acum mai băgau în buzunare unii dintre ei. Sunt aici de față și nu spre numele. Acum aveam noroc că nu a venit poliția, știi, și am luat toți banii și am dat să fugim repede. Că dacă vinea poliția era mai... N-aș fac, lasă, nu-ți mai atacu. Păi s-au obișnuit că n-au cum să ne prindă. Și liniște. Cine a primit bani și ia mașina și pleacă de aici. Și-l face jobul. Eu nu am primit. Păi stați pe loc că n-a ajuns la voi. Faceți liniște. Pentru cei care sunt deja în organizație, să știți că am cumpărat casa aia de sus, mă rog, am cumpărat-o, am făcut-o pentru voi. Trebuie doar să o modific puțin pe interior și toți cei care sunteți în organizație o să aveți cheia acolo la casă. Și asta rămâne pentru noi, nu? Aia de acolo o să fie pentru voi, dar pentru toți cei care sunt acolo o să vă băgați hainele cu... De la organizație, hainele pentru cu care mergeți pe insulă, lucruri, da, acolo sus o să fie pentru voi, gen. Da. O să mergem imediat, după ce terminăm aici, o să mergem și o să... Bebe. Ei. Avem vreo șansă noi ăștia din linia asta să intrăm în mafia? Păi de ce să nu aveți? Da, unii alții nu. Aveți vreo șansă dacă o să vedeți oameni serioși și... Păi ieri, nu știu, au intrat vreo 3 oameni au intrat da. În organizație. De exemplu, e băiatul acela Immortalis, ești pe aici? Immortalis? E acolo, da. Spate de dorme. Cum te cheam pe tine? Faraonul. Cum? Faraonul. Faraonul. De exemplu, Faraonul aseară m-a sunat italianul seara, zic că bă, vezi că... Am niște băieți pe aici, vreau să-i testez puțin. I-a testat, băiatul ăsta, Faraonul, a trecut testul, aseară a fost băgat în organizație. Nu este o literă, gata, vin eu sau ceva, totul se întâmplă aleatoriu, pot să fiu oricând băgat. De ce pleacă așa de mult? Și să știți că eu mai sunt cu ochii pe voi din când în când, nu vă dați voi seama, dar eu sunt în spatele vostru și vă urmăresc. Vă văd când faceți prostii, vă văd cum... Du-te mă, tu ăsta. 4725, du-te.
Dacă nu se uce, dă-i respawn. Ok. E și ăla în organizație Wiz care... Ai primit bani? Jura pe noi. Domnul, ai primit bani? Nu, n-am primit. M-ați lăsat. Ce-a făcut ăla Wiz? Studere. A fost o mără de cineva acolo, de mafie. Nu zi, dai și luat. Ne-am jurat. Și că și pe mine. Ce faci mă asta? Păi să-și fac avânt atunci. Bebe. I-am spus că nu vorbește prea mult. În organizații deja băgate când... O luat el locul 2. Eu zic să-i mai dăm o șansă. Îi mai dăm. Dacă mai face o prostioare... Mă, că ți-am dat, o să pleci. Ia-ți mașina și du-te și o faci colorată. Move. Toată lumea are dreptul la a doua șansă. Ajutor. Păi, nu pot să mă doar cap. Ajutor. Nu am bani. Bebe, mai am o întrebare. Mai așa o întrebare. Băi, nu ai primit bani? Spune direct. Câte locuri mai sunt disponibile? Unde, domne, ce vi se pare că fac angajări aici și am aici? Sunt locuri nelimitate, domne. Sunt locuri nelimitate. Cum aș putea să intru și eu în mafia curcubeu? Dacă ești... Dacă nu știi cum ai putea, nu cred că mai e rău să mai încerci. Dacă am spus de atâtea ori. Hai, mergeți, mergeți. Băi, care ați primit banii, plecați de aici, mă. N-ai, mă, băieți. Și nu ziceți că nu vă dați seama că n-ați avut niciodată 20.000 în buzunar. Ăsta a venit aici ca să primească, știi că... Nu, eu tocmai aici am venit că vreau să intru în mafia curcubeu. Aici ești nou? Cum vrei tu. Ia vino încoace. Da, acum mi-am făcut costumul. Vino încoace. Du-te, mă, la ei. Vino aici. Aici. Da, vino acum. Ia spune. Ai mai fost tu într-o organizație ceva? Nu, asta e prima oară și pe 5M. Cum ar fi? Mă jucam online mai mult. Ok. Și... Adică prima dată aici. Numele. Și de ce crezi tu că ești mai bun decât ceilalți care sunt aici? Păi nu cred. Păi și atent. Da, nu. Bă, tăcești, frate, că m-am speriat. Scuzați-mă. Aolo, tu erai. L-am întrebat ieri pe unul. Bă, tu de ce ai venit aici? Dar spune, nu știu ce, l-am luat eu. El, a, păi plec dacă nu-i zic, mă, nu mă spune și tu, frate, că știi să tragi bine, că nu știu ce, dar el la un moment dat stă și ce sincer, ci că am venit că n-am bani. Am venit așa, l-ați întrebat, dar de ce vreți, sunteți aici și dumneavoastră, și el spune, nu am bani. Aici trebuie să repeți. Am dat și noi un jaf. Nu am bani. L-am întrebat pe Orf, ce părere ai Orf de Renegade și l-am auzit decât așa. Da, nu! Am înțeles, de la el era asta. Mă scuzați o secundă, un minut. Băieți, cam aici se termină episodul nostru de astăzi. Vă mulțumesc pentru like, share, subscribe, toate cele. Dacă vrei să intri în mafia noastră, vă așteptăm pe serverul Doom România, cel mai șmecher server de roleplay din România. Te aștept aici, urmează să facem mai multe chestii. Te aștept și în seara asta la un live. Ce să zic? Hai să faci roleplay împreună cu mine. Te pup. Salut!